Penitenciarul Ploiești a demarat campania de recrutare a candidaților pentru concursul de admitere în instituții de învățământ din apărare, ordine publică și siguranța națională. Este vorba despre locurile repartizate pentru sesiunea 2012. Condițiile minime de participare sunt, în principal, diploma de bacalaureat și vârsta minimă 24 de ani. Absolvenții acestor instituții de învățământ ar putea să devină angajați chiar ai penitenciarului Ploiești, mai ales că aici este deficit de personal. În momentul de față avem prevăzut în statul de organizare 246 de persoane, din care 211 sunt încadrate. Aproximativ 30 de persoane ar mai fi nevoie. Administrația Națională a Penitenciarelor pune la dispoziție absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat 366 de locuri în învățământul universitar și post-liceal la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, Institutul Medico-Militar București, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, Academia Tehnică Militară București. Candidații pot opta și pentru locurile de la Școala de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I sau Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.